Bună ziua, dragi spectatori! Astăzi vom sărbători Ziua Internațională a Romilor. Organizatori, Primăria și Casa de Cultură a orașului Hârlău, parteneri, Asociația Partida Romilor, filiala Hârlău. Aprilie este sărbătoarea romilor din toată lumea, dar este o sărbătoare a tuturor celor care ne implicăm cu eforturi susținute pentru a elimina orice formă de discriminare, de prejudecată sau stereotipie la adresa romilor. Romii din România sunt creatori de valori, iar această valoare constituie un element esențial în întregul culturii României, dar și o parte esențială a moștenirii europene, care se caracterizează prin diversitate. Ziua Internațională a Romilor reprezintă un departament, un prilej de a analiza acțiunile pozitive întreprinse în ultimii ani în ceea ce privește combaterea discriminării romilor, dar și un mod de a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă romii. Ziua Internațională a Romilor este 8 aprilie. Este o zi pentru a sărbători cultura romanii și de a crește gradul de conștientizare a problemelor cu care se confruntă romii. Ziua a fost declarată oficial în 1990 în Serov, Polonia, în cel de-al 4-lea Congres Mondial al Uniunii Internaționale a Romilor, în onoarea primei întâlniri internaționale a reprezentanților romilor, din 7-12 aprilie 1971, în apropiere de Londra. În general, trebuie să ne dăm seama că generalizările prejudiciabile despre romi și călători în discursul de ură provoacă xenofobie, provocând un ecou a istoriei uneori brutale, a represiunii romilor din Europa, care datează de secole. În timp ce sărbătorim Ziua Internațională a Romilor, să ne asumăm, să recunoaștem istoria și să abordăm problemele actuale, realizându-le pe ambele, putem aștepta cu nerăbdare un viitor mai luminos pentru romi și nomazi europeni, cât și pentru Europa în ansamblu. Pentru început vom intona cele două imnuri, imnul României și imnul Gelem Gelem, interpretat de Cezara. Imnul României îl vom interpreta împreună cu dumneavoastră. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată ploiește-ți altă soarte la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naște mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că la noastre piepturi păstrăm cu fală nume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Mulțumim. Acum Cezara.
Acum vom interpreta imnul internațional al romilor, Gemnegele. Puteți să dați drumul la dacă... Gelem gelem lângă nedromența Maladirem boatele romența Gelem gelem lângă nedromența Are cuvântul domnul primar. Bună ziua tuturor!
Bine ați venit la, zic eu, cred că sunt, domnul Bruia, nu greșesc, cea de-a treia ediție. Ne bucur că în timpul mandatului meu, în timpul mandatului domnului Gruia de consilier local și președinte al Asociației Romilor Orașul Hârlău, am început aceste acțiuni frumoase, aceste evenimente. Domnule prefect Bogdan Cojocaru, domnule președinte, domnule președinte a organizației locale, stimați invitați ai organizației județene Partida Romilor, mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat, deși suntem parteneri. Mă bucur că ne revedem. Vreau să vă transmit dumneavoastră tuturor și celor care nu sunt aici un sincer la mulți ani, din partea mea personală, din partea administrației locale. Comunitatea de romi, să știți că este importantă pentru noi, administrația locală, și pot să vă asigur cu mâna pe Biblie că nu fac niciodată diferența între cei dumneavoastră și cei de socotare. Deci trebuie să fim drepți și cinstiți. Suntem toți aceiași copiii noștri, merg la aceeași grădiniță, merg la aceeași condiții, avem aceeași condiții cu toții. Permanent ați fost și rămâneți în atenția mea personală și în atenția administrației locale. Îl avem aici pe scenă pe domnul prefect Bogdan Cojocaru, un prieten al meu personal. Dumnealui, deși pare tânăr, este și tânăr, a fost și senator în Parlamentul României, a fost și ministru în Guvernul României, o persoană cu multă experiență și politică și administrativă, și pentru că suntem în precampanie, o să vă spun doar atât. Este candidatul Partidului Social Democrat la funcția de președinte al Consiliului Județean Iași. Și așa cum știu eu, va fi președintele Consiliului Județean Iași și ne va sprijina cu multe, multe proiecte necesare pentru comunitate. Aici încep, am încheiat capitolul politic și îi dau cuvântul din nou domnului președinte Gruia pentru a da dumnealui cuvântul domnului prefect. Domnule prefect, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnul Gruia. Bună ziua, oameni buni. Mulțumesc pentru invitație atât președintelui dumneavoastră de la Hârlău, cât și domnului Eduard, un om cu care în ultima perioadă am avut un dialog foarte bun. Eu am intrat la prefectură în anul 2022, pe 5 ianuarie, și să știți că unul dintre grupurile de lucru, pentru că la nivelul prefecturii sunt mai multe grupuri de lucru pentru persoanele vârstnice, comisie de dialog social, unde de fiecare dată ne întâlnim o dată pe lună sau la solicitarea dumnealor, de fiecare dată am răspuns acestor solicitări cu zona sindicală, dar un grup foarte important pe care l-am reactivat în momentul în care am intrat în 2022 la prefectură a fost și grupul de lucru mixt, pentru că acolo sunt reprezentanții dumneavoastră din toate comunitățile, indiferent că vorbim de simpli membri sau vorbim de mediatori, școlari și așa mai departe. La Hârlău, dumneavoastră, aveți un partener și aveți un partener de încredere. Mă refer aici la domnul primar Curcă. Și sunt convins că alături de dumnealui veți putea în continuare găsi soluțiile cele mai bune, cu toate că acum, într-o perioadă de precampanie, unii se joacă de apa caldă, ca să nu zic mai multe. Și cred că o să se frigă de data asta, pentru că într-un moment în care nu e tocmai plăcut, vă creează dumneavoastră, doar din considerente politice, diverse probleme pe care o să le rezolvăm împreună cu domnul primar Curcă, în așa fel încât comunitatea să nu mai fie afectată de aceste jocuri politice în care au intrat unii poate prea devreme. Lăsând deoparte aceste lucruri care sunt foarte importante, spuneam că am activat acest grup de lucru mixt unde dumneavoastră sunteți reprezentați. Eu ca prefect, dar în același timp și ca cetățean al județului Iași,
așa cum spunea și domnul Curcă, nu fac diferențe între români, romi sau alte persoane care sunt de alte etnii în județul nostru. Avem obligația pentru fiecare dintre dumneavoastră să gândim și să construim cele mai bune proiecte pentru județul nostru. Din nefericire pentru noi, și pot să spun lucrul ăsta, la nivelul județului am fost conduși de niște oameni în ultimii 4 ani de zile care sunt preocupați de problemele personale și știți foarte bine la ce mă refer, că și dumneavoastră vă place tabla și așa mai departe, dar alții au probleme grave cu tabla, nu dumneavoastră. De aceea, astăzi suntem în fața dumneavoastră și alături de reprezentanții dumneavoastră la nivel local, și aici fac o scurtă paranteză, ați avut consilier local și cu siguranță veți avea în continuare din partea Partidei Romilor, în așa fel încât nevoile dumneavoastră să ajungă pe masa primarului și pe masa Consiliului Local într-un termen scurt. Aveți reprezentanți de bază, aveți oameni cu care puteți dialoga, mă refer aici și la domnul primar și la domnul viceprimar, dar și în ceea ce mă privește pe mine, Bogdan Cojocaru, ca reprezentant al Partidului Social Democrat. Am fost de fiecare dată alături de dumneavoastră și trebuie să găsim cele mai bune soluții în așa fel încât copiii din comunitatea dumneavoastră să beneficieze de servicii publice la standarde europene. S-au făcut multe investiții în ultima perioadă. Domnul primar, vreau să vă spun că nu e ușor de lucrat cu dumnealui ca partener, coleg de partid. Pentru că de fiecare dată vine și bate la ușă, dacă îl dai afară pe ușă, intră pe geam, căutând soluții zi de zi pentru comunitate. Și cred că Hârlăul, în ultimii ani, perioada în care domnul Curcă a fost primar, s-a schimbat în bine. Dar de data aceasta vă cer un singur lucru, și anume acela de a ne susține în continuare și pe cei care candidează din partea dumneavoastră, din partea Partidei Romilor, să ne susține și pe noi la candidatura pe care și-o va depune domnul primar la primăria municipiului Hârlău și pe mine personal la nivelul Consiliului Județean, pentru că avem nevoie ca eu, ca președinte al Consiliului Județean, să vă ajut pe dumneavoastră, avem nevoie ca acest cerc să fie împreună închis din toate punctele de vedere. Toate comunitățile, sau avem deja un dialog cu toate comunitățile, cu reprezentanții dumneavoastră și sunt convins că vom găsi împreună cele mai bune soluții. În final vă urez un simplu la mulți ani, să vă dea Dumnezeu sănătate și așa cum noi avem încredere în dumneavoastră, vreau ca și dumneavoastră să aveți în echipa social-democrată că va face tot ceea ce ține de, vom face tot ceea ce ține de noi pentru a rezolva problemele cu care vă confruntați în momentul de față și să nu intrați în această capcană și în aceste jocuri pe care inutil le fac unii acum. Succes și la mulți ani! Mulțumim frumos! Din partea noastră aveți și o diplomă de participare și dumneavoastră și domnul primar. Invităm pe domnul președinte Eduard Ferăriu să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Te avem baftale romale! De întumenul del baft, hai să astimos! Eu cred că am să vorbesc mai mult din punct de vedere cultural. Totuși am doar 6 luni de zile de când am preluat Partida Romilor ca și președinte și încerc din tot sufletul meu să evidențiez cât mai mult comunitatea de rom la nivelul județului Iași. În perioada asta m-am tot deplasat în comunitățile de rom din județul Iași și cu părere de rău pot spune că, cum spun colegii de mei de la București, unde începe comunitatea de rom, se termină și asfaltul, și apa, și condițiile. Noi ne-am dorit din tot sufletul să ne evidențiem cât mai mult. Ne dorim să ne identificăm cât mai mult. Să ne recunoaștem apartenența etnică, că doar prin asta ne putem arăta cultura, ne putem arăta tradițiile pentru care trebuie păstrate și
transmise mai departe copiilor noștri. Prin cultură, prin tradiții, când vorbim tradiții-cultură, ne gândim la muzică, la artă, la gastronomie, pentru că avem bundărățul de la voi, de la Neamul Căldărarilor, care e delicios, credeți-mă. Mă uit în fața mea, văd copii frumoși, văd tradiții, văd cum majoritarii, mă uit la dumneavoastră, cum vor să facă mai mult parte din etnia noastră și ăsta e un lucru îmbucurător. Deci noi, ca și persoane etnice rome, trebuie să ne identificăm cât mai mult și cât mai mult, pentru că suntem într-un număr cât mai mare. Eu vă spun sincer, statistic, stăm într-un număr foarte slab la nivelul județului Iași. Vă zic, suntem undeva la 9954 de oameni declarați. Eu cred, din punctul meu de vedere, că numai în municipiul Iași stau undeva la 10-15.000 minim. La Hârlău, la fel. Ceea ce eu doresc să transmit romilor mei din județul Iași este că în momentul de față avem o echipă stabilă și puternică la nivelul județului Iași, în care ne dorim să fim văzuți, auziți și o colaborare cât mai bună cu autoritățile locale, pentru că doar împreună putem face lucruri frumoase, doar împreună cu autoritățile. Așa că vă rog frumos, din tot sufletul, păstrați-vă tradițiile, păstrați-vă cultura. Avem 34 de ani, cum bine a zis doamna, avem 34 de ani de când sărbătorim oficial această zi importantă pentru noi, pentru comunitatea romă. Ne dorim să o sărbătorim încă sute de ani de acum înainte. Așa că încercați să vă uniți, încercați să aveți o relație bună unii cu ceilalți. Avem lideri la nivel național, în persoana domnului Nicolae Păun, care a făcut extraordinar de multe lucruri pentru noi. Eu vă spun sinceritate și îmi cer mii de scuze că vă țin, o să fiu cât se poate de scurt, sunt un produs al Partidei Romilor. Am plecat dintr-o comunitate la fel ca și cea de aici, de la dumneavoastră. Prin acele locuri alocate elevilor de etnie romă, am intrat la liceul de la liceul de informatică, am făcut facultatea de istorie și am făcut și școala de poliție, care ulterior am fost nevoit să pensionez din cauza unor probleme de sănătate. Așa că, într-un final, vă mulțumesc tuturor, domnule prefect, domnule primar, domnule Gruia, întregii comunități de romi, întregului oraș Hârlău, vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră aici, distracție plăcută în continuare, te avem baftale romale! Mulțumesc frumos! Din partea noastră, diplomă de participare. Vom continua cu domnul vice Radu Sârbu. Viceprimar. Da, sunt obișnuit, așa am spus, domnul vice. Domnul vice, haideți să rezolvăm următoarea problemă, da. Și mă sună de 3-4 ori pe săptămână sau chiar de mai multe ori într-o zi. La mulți ani, multă sănătate. De câte ori am constatat că sunt probleme în comunitatea dumneavoastră sau am fost solicitat, am pus umărul, martor este domnul Gruia. Am rezolvat o mulțime de chestiuni împreună și vă promit că în continuare voi avea același interes și voi pune umărul în continuare să rezolvăm toate problemele pe care le aveți. La mulți ani! Zi frumoasă! Mulțumim tuturor oficialităților pentru prezență și pentru cuvântul frumos pe care ne-l-a ținut. Și începem programul nostru cu grupa mare B la grădinița cu program prelungit Hârlău, grup numit Isteței, educator Geta Botezatul. Vă invităm în scenă. Succes, copilași! Succes!
Succes, copilaș! Haideți să-i aplaudăm, să-i primim cu aplauze, vă rugăm! Haideți, domn profesor! Uitați-vă cât sunt de frumoși și dor nici să vă arate ce știu. Oh,
Mulțumim domnului profesor Împușcatu Emil și doamnei educatoare botezată Geta. Georgeta. Mulțumim. Primiți și diploma. Bravo, copilași, bravo, bravo. Foarte frumos. Haideți să-i aplaudăm, nu v-au plăcut? Hai, aplaudați-i. Bravo. Ne invităm pe scenă o fetiță talentată, nu? Când drum la băieți? Haideți! Băieții de la grupul ASC-AMN Scorpions Hârlău, antrenați de domnul Vornicu Mihai. Un număr de forță. Succes! Just like it is, I'm not giving up, 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 I'm not
Mulțumim, mulțumim. Haideți să-i aplaudăm. Bravo, băieți. Ce-i mai? Mulțumim domnului antrenor Mihai Vornicu. În continuare, vom asculta o fetiță talentată, Mutil Narcisa Mariana, care va cânta cu trei melodii frumoase. Hai, Narcisa! Melodia lui Cezara. Bravo lor, au spus țigani. Jamal.
lumea de țigani. Oh, 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 schimbă să trag chiar și banii. Oh, 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 lasă lumea să vorbească. Oh, 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 pe țigani să iubească. Oh, yeah.
apreciere nouă. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, felicitări și succes în continuare! În continuare urmează Cezara cu o piesă personală. Haideți să o aplaudăm! Bună, bună! Piesa atât de mare, care o știți, puteți să o cântați cu mine. A fost o piesă lansată ieri la ora 16, deci e o piesă personală. Mulțumim frumos! În continuare, invităm în scenă ansamblul Junii Focureni din Comuna Focuri, coordonator Ciulia Ana. Mult succes! Haideți să-i aplaudăm!
conosci prin jardinul, eu o singur coordonator, veniți în față. Urmează un moment muzical susținut de formația Florinel Nunucă din Pașcani. Așteptăm un pic.
acum. Hai, acum. Da. Gruia, aș vrea să inviți un pic organizația ta de la Hârlău, de la Partida Romilor, să vină alături de mine, vă rog. Haideți, vă rog, pe scenă. Vă rog, toți pe scenă. Hai, Maria. Hai și copiii. Hai, toți. Toți. Hai, Nicule. Hai, Alex. Haideți, vă rog, organizația locuia de la Partida Romilor să vină un pic pe scenă. Hai, Dana, hai, Dana, hai, Dana, țin la pașa magica ta. Haide. Hai, dă-mi prala, hai! Ia dictat. Vălu, hai, trăi-l tu medel, a venit acum mai ori decât n-astu-mi plăcerea, de-l tu medel, ba, hamel, gom, ca să-mi gom, ca desu, desu, gomano, crețile, înglea cu coșe, da mui pe-o nap, ca n-a gărăt, da mui pe-o nap, n-ai zică problema, a venit mai ori de înglea cu. A, ordine țira pe șina, gata, ultima. Hai, da, hai. Bun. Deci, am venit pe șina că în primul rând vreau să transmit salutul călduros a domnului Păun Nicolae. Și în al doilea rând, vreau să vă arăt organizația locală de la municipiul Hârlău, sau localitate. Orașul Hârlău, încă nu este municipiu, Doamne ajută, să ajunge și municipiul. Și să vă arăt organizația care face cu adevărat treabă pentru voi. Vreau să-i aplaudați că tot ce s-a întâmplat în localitatea Hârlău pentru comunitatea romă e datorită lor. Aplaudați! Hai, vă rog, hai! Partida Romilor!
atât organizația județeană prin domnul Edi Ferariu, cât și organizația națională prin domnul Nicolae Păun, este, a fost și va fi alături de comunitatea de rom din Hârlău. Este momentul să ne unim și mai mult. Este momentul să aducem schimbări în comunitatea de rom. Este momentul să facem treabă pentru comunitatea noastră. Te da după Roma, dar Roma îți la pașa medicată. Hai, hai, domn Maricel, hai. Am insistat ca oamenii aceștia să vină sus pe scenă ca să puteți să-i vedeți. Nu că nu-i cunoașteți. Haideți, domnul Marcel. Domnul Edor Ferrari, unde ești? Te rog frumos să vii și tu. Hai, Dan, hai, Dan, îți țin apa așa medica ta, zungăras, hai! Hai, Dan, hai! Doar împreună cu voi vom aduce schimbările necesare pentru comunitatea de rom și pentru oraș. Acum este momentul să aducem schimbările necesare. Uitați-vă bine la ei. Și vedeți că ei sunt singurii oameni din orașul ăsta care cu adevărat vă vor binele. Este o zi importantă pentru noi luni, 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, ziua noastră. Vă doresc bun păr șangle romale, să fiți sănătoși și pahtale. Vreau să-i aplaudați și să aveți încredere în ei, că împreună veți face un oraș mult mai frumos. Veți avea liniște, pace, bunăstare. Gruia este un om cu care trebuie să vă mândriți. Este cel mai bun lider din județul Iași. Și vă spun cu toată sinceritatea că este un lider adevărat pentru comunitate. Aplaudați-l, vă rog. Și vă rog să primiți salutările Partidei Romilor pentru voi și să primiți cu căldură în perioada următoare pe acești oameni în casele voastre. Bun păr șangle romale, te avem bahtalea să se veste. Doamne ajută! Ca un atamente pe noi mare. Marcelo Caisan. Ce, gata. Domnul Gruia, vă rog. Da, vă mulțumim frumos, domnul Cătălin. Și sunt sigur că împreună vom fi și mai puternici. Doamne ajută! Așadar, în continuare, cum v-am anunțat adineauri, formația Florinel Nugă din Pașcani. Câteva melodii specifice sărbătorii de astăzi. Haideți să-i aplaudăm! Nu se aude! Așa! Oh,
We'll be right back.
Mulțumim formației domnului Florinel Nunucă din Pașcani și dăm posibilitatea și avem onoarea să invităm în scenă formația de dansuri Gypsy Dance a Casei de Cultură Hârlău, instructor Mariana Lungu, Mătălina Lungu și director Adrian Păhnăreanu. Mult succes! Să-i aplaudăm! Haideți să-i primim cu aplauze, da? Ei care vă încântă mereu cu dansurile populare frumoase, astăzi au un moment special pentru dumneavoastră. Vremea ține cu noi.